Nici hoția nu mai e, domnule, ca pe vremuri. Uite-te la ăștia de acum cu autostrăzile. Niște cioflingari. Cum mă să nu iei tu bani europeni ca să faci autostradă de la Ploiești la Brașov, în schimb bagi mâna până la cot în bugetul statului? Păi nu te vede o țară întreagă? Nu te știe, mă, un parlament european? Nu o să arunce lumea cu cartofi după tine toată viața ta? Sincer, așa ar trebui să pățească toți miniștrii transporturilor de la Loviluție încoace. Că o autostradă e vitală, nene, e ca dentistul pentru grebla lui Dragnea. Chiar dacă iei bani europeni, miile alea de camioane care lucrează la construcția autostrăzii consumă motorină supraaccizată, nu? Deci banii din supraacciză intră la stat, de unde poți să-i sifonezi tu în orice direcție vrei. Cum faci și acum, hoțule, care ești hoț, dar ești prost. Că dacă iei bani europeni, lumea te laudă. Bravo, bă, fraierește UE, că și ei n-au fraierii pe noi. Dacă angajezi muncitori să faci autostrăzile, la fiecare salariu de dorel, statul îți ia la impozit încă un salariu, prostule, care ești tu prost. Care bani merg la buget, de unde îi furi tu? Diferența e că lumea nu știe că ești hoț. Știe că ești erou european. Păi eu să te învăț, mă. Nu știi că orice autostradă e o oportunitate de scos și mai mulți bani? Nu știi. Nu știi că ești doar un hoț prost. Păi dacă faci o autostradă, nu crește, mă, valoarea terenului de lângă? Acolo unde deja ai cumpărat tu și ceilalți securiști ai tăi care ați avut dinainte topografia traseului. Dar dacă nu faci, mă, nimic, iei ciuciu la expropriere, prostule. Și dacă ai un teren lângă, păi nu vin ăștia, mă, să facă fabrici lângă autostradă ca să scutească transportul. Și tu știi, prostule de hoț, că impozitul pe fabrică e 1% asupra valorii construcției. Deci în următoarea 100 de ani statul câștigă nefăcând nimic, 100% exact valoarea fabricii. Bani pe care poți să-i furi tu, erou european, cu copiii tăi, cu tot 100 de ani încolo, dacă n-ai fi prea prost pentru secolul următor. Statul nu dă un chior sau foarte puțin pe care oricum și scoate din taxa de autostradă pe care tu o să o furi oricum, nu? Dar dacă autostrada aia, prostule, fii atent, intră în oraș, păi nu crește, mă, valoarea terenurilor de lângă oraș din preajma autostrăzii și se ridică o grămadă de locuințe, că lumea preferă să ajungă repede în centru sau acasă, așa cum fac în metropolele din toată lumea asta. Și dacă terenurile din jurul autostrăzii pe zeci de kilometri cresc ca preț, păi nu faci tu bani că le-ai cumpărat ca becalii pe 2 cenți și le-ai vândut ca domnul latifundiar George pe 1000 de euro metru pătrat și de acolo vin alte impozite pe locuințe, pe hale, pe clădiri, bani care merg la buget ca să ai tu ce băga la buzunar. Vezi că ești doar un hoț prost și limitat? Furi din banii de construcție autostrăzii cu parandărăt? Nici nu faci nimic și ai și tinicheaua de mafiot legată de reputație. Prostule! Dezvoltați, băi, România cu autostrăzi, dați locuri de muncă oamenilor bine plătită, să vezi cum se întorc muncitorii din construcții plecați afară și vin aici să-și plătească, băi, vouă, impozitele, ca să aveți ce fura din încă 3 milioane de dări la stat. Dar dacă nu vă duce capul, ce să le cer, mă? Cu autostrăzi între orașe se așează și benzinării lângă. Deci alți bani din terenuri, alte supraaccize din carburant la buget, alte mașini vândute cu taxe către stat, trec tiruri mai multe, alte supraaccize, alte roviniete, alte taxe de drum care merg tot la voi, să le furați. O să furați o laie, că nu sunteți decât niște pungași mici. N-aveți, bă, viziune, deloc. A, și degeaba din ce ați furat voi, v-ați luat ultimul răgnet de bolid. Degeaba, bă, dacă stați în coloană la Comarnic cu poporul. Că niște hoți proști supremi, ce sunteți? Coco știi.